De unde veniți? De la Mândrești. Cum e la Mândrești? Cum e acolo? Nasol. Se poate ajunge? De cât timp sunteți izolați acolo? Păi de când? De duminică de la 12. Văd că a ieșit penitenciarul, cred că iese în drumul principal cu deținuții. Și o mai fi, dar e nasol tare. Cât de mare e zăpada? Cum se are? Cum se zice? Pâine, nu? Pâine, nimic. Nimic. Pâine, a venit apa și curentul la 10 astăzi. N-am avut ieri curent, atât. Încolo? Asta e. Magazine, să mai găsești ceva? Biscuiți, chipsuri, tot s-a vândut. Aici e un magazin acolo și e greu. Și cum ați ajuns până aici? Pe jos, cum? Cum e situația, Mândrești? Foarte grea. Nu am avut energie termică. Am înțeles că acum, prin telefon, am aflat că s-a deblocat energia termică. Apă, vă dați seama, nu am avut. N-ai energie termică, n-ai căldură, nu merge centrala. La magazine nu e nimic. Troienile sunt mari. Mai mari ca aici. Deci aici unde suntem noi e bine. Acolo sunt mai mari. Mai la dos. Din cauza asta. E greu, într-un cuvânt. Și cum v-ați descurcat? De unde apă? De unde muncă? Nu știu că-ți vei explic. Din puțin. Am topit zăpada, am tremurat de frig și așa mai departe. Mergi pe acolo? Nu, stați acolo, că mai iau interviu. De acum am de mers. Nu știu când voi ajunge, nu știu când voi reuși să ajung. Am bătrâni la 88 de ani, am alimente pentru ei, încerc să mai le cumpăr după trațeau dacă au găsit ceva, că nu pot. Pe zăpadă n-am să cumpăr. Cum mergeți 12 km prin zăpadă? Prin zăpadă, prin nămeți. Am 61 de ani, n-am întâlnit așa ceva. Ui, cine a făcut animalul? Zăpada mare, n-am făcut pârtii, cam 2 metri. Oamenii cum se descurcă în magazine să găsești? Cam greu, nu mai e nimic, prin magazin nu mai e nimic. S-a golit tot. Situația în Mândrești este așa cum se vede și în această zonă unde ne aflăm. Încercăm să deschidem drumul, avem circa 3 km de drum înzăpezit în condițiile în care se vede. Dacă reușim astăzi, și eu sper să reușim astăzi să ajungem în Mândrești, va fi bine pentru oamenii de acolo. Problema este că am avut și curentul întrerupt și apa întreruptă de ieri seară. Partea bună este că am reușit astăzi să redăm oamenilor și apa și lumina. Dacă reușim să deschidem și drumul, și eu cred că reușim să deschidem și drumul, deja avem, să spunem așa, condiții mai bune pentru cetățenii din zona Mândrești. It's okay.